Bună seara, bine ne-am regăsit la raportul zilei. O să încercăm în această seară să aflăm unde pleacă politicienii atunci când se supără și pleacă și mai ales de ce se supără politicienii și pleacă din partide spre alte cuiburi mai călduțe. Discutăm cu domnul deputat PSD Vasile Popeangă și cu domnul Ion Fugaru, președintele PDL Târgu Cărbunești. Bună seara, domnilor! Bună seara, bine v-am regăsit! Bună seara și bine v-am regăsit! Avem și un material pregătit, însă aș vrea să facem așa o trecere în revistă a migrărilor din ultima perioadă. Au fost persoane care au plecat de la PDL, au fost persoane care au plecat din Alianță. Raportul este în favoarea PDL-ului deocamdată. Au plecat mult mai multe persoane din PSD și din PNL decât din Partidul Democrat Liberal. Domnule Popeangă, ați avut demisii în bloc la Tismana. Au plecat săptămâna aceasta consilierii nemulțumiți că este susținut pentru funcția de primar un nou venit în formațiune. Ați avut o plecare de la PSD Bălești. Ați avut... De la PSD Bălești, nu știu. PNL. A plecat domnul Mădălin Ungureanu. Ai, de la PNL. Este de la PNL? Da, dar e USL, corect. Tot din Alianța USL. Ați avut plecări de la Țicleni și acolo, tot în bloc. De ce pleacă, de ce vă pleacă oamenii și de ce nu puteți să-i țineți? Pentru că este o perioadă dificilă, este o perioadă în care fiecare dintre formațiunile politice încearcă să atragă cât mai mulți membri pentru a se baza pe cât mai multe voturi. Dumneavoastră îi cam lăsați să vă zboare din mâini. Nu, eu am anticipat și colegii mei au anticipat că vor fi nemulțumiri. Eu vreau să fac o precizare foarte clară. A fost o decizie politică a organizației județene sau a celor două, trei organizații care constituie USL-ul la nivelul județului Gorj, și anume aceea de a împărți localitățile. PSD-ului au revenit 40 de localități, ACD-ului 30 de localități. E decizie politică, evident, că în cele 40 de localități trebuia să desemneze candidații PSD-ul și iată și în localitățile unde a trebuit să desemneze candidați PSD-ul au fost nemulțumiri, în alte localități trebuia să desemneze candidați cei de la CD și iată și acolo s-au iscat asemenea nemulțumiri. Eu vreau să vă spun că m-am aplecat, am analizat sigur situațiile de la mine din colegiu, vă refereați aici la Bălești și Țiclen, pentru că sunt și localități de care răspund, n-am intrat în analiză la celelalte localități. Cei de la Bălești, respectiv Ungureanu, era clar acest domn președinte al organizației PNL de la Bălești, intenționează să candideze pentru funcția de primar de circa un an de zile. Noi am avut mereu semnale, actualul primar și candidatul USL-ului la Bălești, domnul Paicu, mereu a sezizat aceste lucruri și sigur, domnul Ungureanu, dacă a văzut că nu are nicio șansă, pentru că e o decizie politică pe care trebuie să o respectăm, s-a evaluat dumnealui, probabil și orgoliu, l-a determinat și crede că poate să câștige localitatea Bălești. Nu poți încă o dată. Este foarte clar pentru mine. Atunci când un om se evaluează și are dorința de a candida, indiferent ce variante îi oferi, nu poți să-l oprești. Și eu vă spun, de exemplu, situația de la Țicleni. Eu am avut discuție cu cei doi și cu Silviu Sprânceană și cu Radu. Le-am oferit variante, încă o dată, variante și variante destul de bune, ca să rămână în USL. Ei și-au evaluat, cred că pot să câștige primăria de la Țicleni și atunci în condițiile astea, sigur că n-ai mare lucru de făcut, asta este situația. Și sigur, sunt multe comentarii și în desemnare. Vă încurcă alianța cu PNL-ul și PC-ul? Nu. Pentru că s-au înjumătățit
locurile pe care oamenii dumneavoastră, membrii PSD, puteau candida. Da, sigur, este o decizie, nu chiar sau da, aveți dreptate, în cele 30 de localități, dacă candidam separat, trebuia să ne desemnăm și noi candidații. E o decizie politică, s-au făcut niște studii sociologice, s-au făcut niște evaluări, sigur, responsabilitatea este extrem de mare, pentru că eu trebuie să o recunosc și trebuie să fim realiști. USL-ul la Goj are 50 de primari. Noi trebuie să atingem măcar acest număr minim de 50 de primari. Al miterii nu putem să spunem că am câștigat alegerile. Este clar, pentru că aici se vor face evaluările. Deci a fost o decizie politică, s-au făcut toate evaluările, s-au hotărât să se desemneze acești candidați. Sigur că responsabilitatea revine USL-ului, este foarte clar din acest punct de vedere, nu e niciun fel de problemă. Ne, și nu... ne întoarcem la cât dar repet întărit... și punctez. Și cei care au plecat de la noi și s-au dus pe alte formațiuni politice și cei care au plecat de la PDL sau de la alte formațiuni politice au această dorință de a candida și au făcut niște evaluări personale și cred în șansa lor, sigur. Asta este situația. Da. O să vedem dacă v-a ajutat sau dacă v-a tras un pic în jos această alianță, cel puțin la nivelul județului Gorj. Domnule Fugaru, și de la dumneavoastră au plecat ceva membri. A plecat, cred că a fost prima plecare de la PDL, cea a președintelui Comisiei Juridice, a domnului Pecingină. Da, e cu totul altceva. Era un membru de partid la municipiu, nu e niciun fel de problemă. Dar făcea parte din PDL? Făcea parte din PDL, asta este problema. Dumneavoastră pe ce? Dumnealui a avut o problemă mai deosebită. Nu, aveam o întrebare, aveam o întrebare la domnul Popean referitor la Băleșcă. Dumnealui este și deputat în comuna respectivă. Dumneavoastră a făcut negocierile cu la Bălești. Ce negocieri? Cu USL-ul, în cadrul USL-ului. Păi, nu știu la ce negocieri vă referiți acolo, nu, treaba acolo era cu vorba de Mădălin Ungureanu. Da, de Mădălin Ungureanu. Deci problema era foarte clară. Noi trebuia să desemnăm primarul și nu poți să nu-l desemnezi un primar care în sondaj are 70%, da, nu, da? Al nostru, al PSD-ului, iar domnul Mădălin Ungureanu sigur că dorea să candideze și dumnealui la primării. L-ați transferat la PNM unde este partidul de buzunar al PSD-ului. Nu, nu, iertați-mă, nici nu știu unde a plecat. La PNM. Deci, vă rog să mă... Asta vă spun că a avut această discuție, de asta vă spuneam dumneavoastră. Nu. Discuția a fost între președintele Consiliului Județean. Nu, nu, eu și, nu cunosc amănunte, eu am fost... Și peremiști, și de-aia s-a dus la peremiști, ca să știți. Da, nu. Deci a fost un troc, încercați dumneavoastră să spuneți? Da, pe troc a fost, în moment ce s-a dus la Partidul România Mare, ce poate să fie decât un troc? Da, nu, dar, nu... Nu cunosc amănunte încă o dată, n-au fost discuții. În sondajul dumneavoastră, domnul Ungureanu era clasat sub candidatul... Ungureanu avea 8% și Paicu are 70%, domnișoare, ce naiba, nici nu putea să fie problemă. Mai mult, la Băles sunt 10 consilieri PSD și 2 consilieri PNL. Dar nu discutăm chestiunea asta acum de proporții și de asta. Era o decizie politică, era foarte clar din acest punct de vedere, așa cum nici noi n-am... Era primar în funcție și n-am discutat, nu poți... Referitor, de exemplu, noi spuneați de oamenii de la Partidul Democrat Liberal. E vorba de cei doi viceprimari, cel de la Tulburea și cel de la Vladimir. Restul, alte plecări, așa... Nu sunt. Și nici cel de la Tulburea. Din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere, la Tulburea i-a venit ca o mănușă primarului Bârcă, candidatura lui Stamatoiu, deci îl cunoaște Bârcă de la firul de păr până la unghia piciorului. Problema dumneavoastră este alta, aceea a desemnării unui candidat pentru primăria municipiului Târgu Jiu. Nu. Chiar discutam și cu domnul Popeangă și eu am mai spus-o de foarte multe ori. Aveți un contracandidat? Deci avem un contracandidat. Cârciumaru? Da. Dar îl țineți în la mâine? La erodarea domnului Cârciumaru n-am putut să-l băgăm. Joben. Nu, n-am putut să-l băgăm în luptă pentru că vă dați seama, toată lumea, dacă l-aruncam în luptă, începea să caute tot felul de ce a făcut în tinerețe, ce face, ce drege și așa mai departe. Am spus-o de atâtea ori. Eu tot eu un profil. Nu, dar tot îl aruncați, adică nu înțeleg, ascundeți, amânați niște lucruri. Nu se caute câte ceva? Aveți puțină răbdare, săptămâna viitoare cu siguranță președintele organizației județene va face
anunțul și pentru candidatura la președinția Consiliului Județean și pentru primăria municipiului, unde dumneavoastră așteptați cu atâta ardoare candidat din partea PDL-ului. Eu vreau să vă spun acum... Vreau să vă spun că va fi un băiat sau o persoană care se poate bate domnul, la... Domnul Fugaru, vă spun foarte... Luați un luptător, că tot este acum competiția de cheioan, vă duceți și luptător, de acolo. Luptător în ghimele, dar politic. Eu vreau să vă spun că stau foarte liniștit din acest punct de vedere. Da, corect, nu, nu. Și cred că și domnul președinte Căciumaru, deși dânsul și eu apreciez din acest punct de vedere, nu și subestimează niciun fel de concurent. Niciun fel de candidat nu subestimează, îl tratează cu atenție. Dar sigur, domnul Căciumaru... Deci noi vrem să venim cu ceva nou, da, cu o persoană de care cetățenii municipiului Târgu Jiu au nevoie. Și veți vedea la momentul potrivit. Eu cred că nu vă supărați pe mine, domnul Fugaru. Așa la experiența noutatea, mea politică. În ce ar consta noutatea, domnule Fugaru? N-ai cu ce să-l acuz de nimic. Nici de că am fost membru de partid, nici de corupție, nici de acte de violență și așa mai departe. N-ai niciun fel de reproș asupra, mă refer la negativ, asupra persoanei respective. Da, e un fel de om care n-a făcut nici bine, nici rău, știți. Trebuie să fie totuși cunoscută, să aibă un anumit grad de notorietate. Să știți că și Marius Vulcov, când a candidat la primăria municipiului Slatina, avea 23 de ani. Să înțeleg că o să luați un tânăr? Un foarte tânăr candidat? E posibil, e posibil. Nu vreau să-i fac eu profilul în această sală, că nu mi se cuvine mie acest atent. Dar sigur persoana asta este găsită de PDL sau încă se caută? Nu, este, vă spun cu siguranță. Poate și mulți din PDL-ul nu știu cine e persoana respectivă, dar vă spun cu siguranță. Nici membrii dumneavoastră nu. Mulți dintre ei nu știu, pentru că a fost, negocierile au fost atât de bine făcute de președinte, încât... Și când o să fie săptămâna viitoare? Săptămâna viitoare, domnul președinte Rușeț va face publice numele celor doi candidați, și la Consiliul Județean și la Primăria Municipiului Târgu Jiu. Da, eu vreau să vă spun că, sigur, sunt făcute studii sociologice așa și pentru liniștea dumneavoastră, cei din municipiul Târgu Jiu consideră că trebuie să fie continuate proiectele lansate de domnul primar Florin Căciumaru, așa că primarul nou care va veni, nu, dar primarul nou care va veni nu va putea continua sau de ce? Păi în condițiile în care noi câștigăm și prin... Vom vedea cine, n-aș vrea să facă... În condițiile în care noi vom câștiga și prin... Ați putea continua proiectele de la Cărbunești? Că sunteți candidat. Deja v-ați lansat candidatul. Da, dar ce proiecte? Că la Târgu Cărbunești nu e niciun proiect. La municipiu, da. Dar la Cărbunești nu sunt proiecte. Dar vreau să vă spun, domnul deputat, că... Domnul Popeancă ne poate spune, pentru că domnul proiectele la municipiu vor fi continuate în colaborare cu președintele Consiliului Județean, cu noul președinte al Consiliului Județean. Am înțeles. Va fi din partea PDL-ului. Cu siguranță o să vedeți că va fi din partea PDL-ului președintele Consiliului Județean. Dom'le, mie îmi pare rău că trebuie să vă spun un lucru. Vor fi niște sacrificații, este foarte adevărat. Asta este viața... Corect. Dar, sigur, în politică adică trebuie să fiu optimist. Corect. Și din punctul ăsta de vedere vă apreciez. Dar, asta este, asta e un om politic, trebuie să el trebuie să... Ne vom întâlni pe data de 11. Eu sunt absolut convins. Vom da și un par de șampanie în cinstea câștigării președinției Consiliului de Țean din partea Partidului Democrat Liberal. Vom colabora în continuare, veți colabora cu deputații parlamentari noștri? Domnul Fugaru, da, eu încă o dată vă felicit pentru optimismul ăsta, e bine să-l insuflați la puține activiști pe care îi mai aveți și membrii de partid. Deci, avem destul, o să vedeți, forța Partidului Democrat Liberal, care n-am arătat-o până acum, dar vom arăta cu siguranță. Ați ținut-o undeva. O surpriză. O surpriză, pe nu putem decât... Am înțeles. Surprize. Eu vreau să vă spun că o să mai facă surpriză și cu niște candidaturi așa extraordinare și o să mai aibă ceva surpriză din punct de vedere al candidaturilor. Și aici este foarte adevărat. Știți dumneavoastră ceva ce nu știu încă membrii PDL? Păi până la depunerea candidaturilor, domnișoară, încă o dată, semnalul se dă la București, știți, acolo ora exactă. Este ora exactă, da.
Și acum, parcă ultimile semnale care sunt date pe acolo, pe la București, sunt extrem de interesante și sunt o mică parte, sunt un început. Miram așa ca acele semnale să nu fie transmise și în continuare spre județele patriei. Asta este situația, pentru că mi-e greu să cred. Fiți mai explicit. Cum? La ce anume semnale vă referiți? Păi uitați-vă, a plecat un prim vicepreședinte, omul numărul 2 din partid, da? Piedone s-a întors la matcă. Vâlcov și-a dat demisia. Vâlcov, păi, tânărul Vâlcov de la Slatina. Și o să mai fie și altele, chiar dacă sunt constrânși oamenii. Asta este viața. Dumneavoastră sunteți cel care dădeați odată semnalul când aveți nevoie de trasei și așa mai departe. Îi condamnați pe cei care au plecat la un depărești. Nu sunt traseiști, nu. Dar ce? Sunt oameni cu dosare. Nu, sunt oameni, nu. Nu, sunt oameni politici cu coloană vertebrală. Coloană vertebrală, exact. Când se comit acte de corupție în biroul tău de președinte al Consiliului Județean? Unde? Ăla e Agde? Ăla e Agde? De unde? Ce? La cine vă referiți, domnule? Mă refer la Frunză Verde. Media scrie foarte clar ce s-a discutat în biroul președintele Consiliului Județean. Masoneria care este acolo. Deci nu e, e din presă, din ziarele centrale, scrie destul de clar. Eu nu cunosc aceste lucruri. Și așa eu că cred în momentul când simți zâmnăindu cătușelor, te sperii și când apelezi la instituțiile tele să te apere și nu te apere. Ai făcut prostia, du-te nene și apără-te în fața instanței. N-ai ce căuta la partid. Partidul nu apără oameni care comit acte de corupție. N-au ce Dar credeți dumneavoastră că cei care au plecat în opoziție se apere de dosare? Asta e concluzia. Așa în este. În momentul când nu mai sunt apărați, ce zice? Bă, mi-au jucărit de și plec de aici. Că o sărie, a văzut pe Victor Ponta când a sărit pentru președintele Consiliului Județean, când a scos tot PSD-ul în stradă, cu excepția celor de la județul Gorj, care n-au ieșit când a fost cu Constantinescu, în rest, în toată țara au fost aceste ieșiri, manifestări de susținere, deci așa mai departe. Domnilor, din punctul meu de vedere ar trebui lăsăm instituțiile statului să funcționeze legal. A greșit. Și credeți că cineva nu le lasă să funcționeze? Nu. Opoziția momentul, le pune bețe în roată? Nu. Opoziția a fost învățată cu telefonul. Apela, să știe foarte bine. Să știe și de acel bilețel pe care primul ministru Tăricianu l-a transmis președintele Băsescu și așa mai departe. Ori acum s-a cam terminat cu telefoanele pe la instituțiile, abilitatea ale statului care se ocupă cu verificare. Mie de ce nu e? Poți să asculte telefonul toată ziua. Și al domnului deputat, cred că nu împiedică cu nimic că l-ascultă. Pentru că nu face prostii. Nu, pe al meu nu. Am înțeles că al meu nu e ascultat. Știți dumneavoastră că l-a... Dar vă ce, v-ar deranja că... Nu mă deranjează, dar eu știam că nu i-a ascultat. Și de-aia nu fac grăgie și de-aia nu faceți nici dumneavoastră grăgie, da. Că n-avem de ce. Haideți să ne întoarcem la oile noastre de aici, din Gorj. Din Gorj. Nu, dar e interesant, știți ce constat acum? Deja pe linie de partid s-au trimis niște teme ale zilelor următoare. Păi, una din teme este asta, că sunt oameni care au niște dosare și au venit la opoziție să se apere. Dar atunci cine a plecat de la opoziție spre PDL? Că spuneam, sunt plecări și din județul, și în județul Gorj, de la PSD și de la PNL, care au venit la PDL. Și vor mai fi, cum spunea și domnul deputat mai devreme. Pe ei cum îi catalogați? E posibil să mai fie. Sunt sau nu traseiști cei care pleacă din opoziție și vin Depinde la dumneavoastră? Depinde de electorat. Electoratul este cel care stabilește. Vă aduceți aminte de domnul președinte Morega, că a spus toată lumea, toată presa, l-a stăvărit, l-a sterferit, l-a făcut cum a zis. Traseist, i-a spus acolo vreo 12 partide și a ieșit deputat, da? Care a fost realizarea? Deci asta... că domnul Fugăru, deci spuneți dumneavoastră, noi înțelegem că asta cu eticheta asta cu traseismul se aplică doar pentru corect, ei. Pentru unii, pentru nu pentru... Ai lor sunt traseiști, dacă... Deci care pleacă de la ei sunt traseiști, care vin la ei nu. Dumneavoastră nu. Nu vorbeți de traseism. Păi ați vorbit și de traseism ceva ce mai devreme. Da. Înaintea dosarelor penale. Deci în momentul, eu cred că Frunză Verde, vechi de 20 de ani în partid, prim vicepreședinte al partidului, primul semnal care l-a dat în noaptea când a fost congresul. El l-a trădat pe Vasile Blaga. Ori acest lucru nu avea voie să fie făcut. Dacă îi se considera un prieten, trebuia să meargă, pentru că a fost aici în campanie la Gorj. Și a venit nouă și ne-a explicat ce înseamnă dreapta și campania și moțiunea lui Blaga și așa mai departe, pe când ești om serios. Doi, vă aduceți aminte
intervenția din plenul Poate Congresului. Poate atunci chiar credea în ceea ce spunea. Nu, și da, ulterior nu, domnișoară, și-a dat seama că nu se mai regăsește în doctrina la, sau în acțiunile în, colegilor în momentul în care PDR. Directorul de la Moldomin s-a autodenunțat la DNA, a fost arestat vicepreședinte al Curții de Apel, care presa scrie, era un conglomerat acolo de masoni. În momentul în care ești băgat într-o trebuie să pleci, pentru că avea avertizmentul conducerii partidului. Cine are implicații să plece. Mm-hmm. Și mi se pare ceva normal să... Cei care la dumneavoastră au apărut prin presă cu tot felul de lucruri catalogate ca ilegale, ar fi trebuit nu, să nu, plece. Noi vorbim de, instituțiile doamna... statului în momentul când iasă... pe comunicatele presă și spun că domnul doamna a fost... Anastase. Da, și care e problema? O țin eu în brață pe doamna Riții? A fost trimis în judecată să fie ce vrea instanța. Ce, adică trebuie să o țin eu să... Nu, dar stați că este interesant și cu asta închei, promit că nu mai fac niciun comentariu. Acum înțeleg o chestiune. Dom'le, lui Frunze Verde i s-a spus să plece pentru că are niște probleme. Cum înțeleg nu, de la domnul interesant, sunt niște lucruri. Nu, a simțit, da, și-a dat seama că nu este ajutat, pentru că partidul, rolul unui partid politic nu este să se amestece în instituțiile statului. Formidabile, stat. Formidabile constatări, domnule, formidabile. Da, da. Haide să, același lucru a constatat și Ion Oltean. Haide să ne întoarcem în Gorj, domnilor. Nu, vom vedea și acolo. Păi nu, același lucru, că și el a spus, domnule, sunt lucrat politic, fie din interior, fie din afară. Nu, cred da. El haide, care, haide să ne întoarcem totuși da. La, la Gorj. Mișcările de din aici, Gorj. Din Gorj, pentru că spuneam și la noi sunt plecări din opoziție spre putere, de la putere spre opoziție. Și vor mai fi. Și probabil vor mai fi, dacă spuneți dumneavoastră, noi o să urmărim aceste subiecte politice. Întrebam în prima parte a emisiunii dacă această alianță a dumneavoastră cu Partidul Conservator și cu Partidul Național Liberal a tras un pic în jos sau a afectat mersul lucrurilor în Partidul Social Democrat. Pentru că foarte mulți din cei care au migrat acum, cel puțin în ultimele săptămâni, au fost de la PSD. Și unii dintre ei chiar au acuzat anumite presiuni. Da, sigur. E o analiză înaintea unui eveniment electoral. Mi-e greu să cred acum și să dau niște șanse celor care au plecat că dacă candidat din partea PSD-ului câștigau neapărat primăriile din localitățile respective. Mi-e greu să fac o asemenea evaluare. Vom vedea după alegerile locale care este rezultatul și dacă într-adevăr acest USL total de la nivelul județului Gorj a fost favorabil pentru alianță sau nu a fost favorabil pentru alianță. Vom vedea, e greu încă o dată de anticipat. Oricum, o forță unită, adică niște formațiuni politice care luptă pentru un singur candidat, mie mi se pare totuși că este într-adevăr un lucru bun pentru că electoratul este îndreptat spre un singur candidat din partea celor trei formațiuni politice. Vom vedea dacă se va întâmpla așa, pentru că, într-adevăr, în politică nu-i ca în aritmetică. Niciodată 1 plus 1 nu fac 2. Se pot întâmpla și pot să existe surprize. Dar vă repet încă o dată, indiferent ce și cum, poate dacă erau candidaturi separate, cei care au plecat aveau, într-adevăr, șanse să candideze acolo unde a trebuit să desemneze ACD-ul candidați. Poate că și ceilalți aveau șanse să candideze, cum e cazul localității Prigorea, unde doamna doctor Ilescu dorea cu orice preț să candideze. Dacă erau candidaturi separate la localități, sigur că putea să candideze și nu mai erau aceste migrații, în mod cert. Dar vă repet încă o dată, vom vedea, e greu de anticipat. Dacă vreți, este un test politic, a fost o hotărâre politică, o decizie politică, așa încât ea trebuie respectată. Mergeți pe ceea ce s-a trasat de la centru. La aveți dreptate, plecați Fugaru, de la 50 de primari, deci plecați în cadrul Uniunii și veți ajunge la 40. Va fi o performanță. La dumneavoastră, da? Anumiți membri de partid, da, cum este doamna Pandia de la Cărbunești, da? Au
afirmat că au fost supuși unor presiuni din partea partidului. Ce să facă? O ascultăm imediat pe doamna Pandia, pentru că avem o înregistrare audio cu dumneavoastră și dacă au colegii mei pregătit telefonul. Da, spunea doamna Pandia că au fost niște lucrături. Aici văd, da, se împart în două probleme. Una, am văzut că în prima parte, deși nu a rezultat, dar mi-am dat seama, când spre final cu implicarea mea la inspectoratul școlar. Vreau să vă spun foarte clar. Nu am făcut nicio presiune, ascultați-mă. Ați fost, mi se pare, și dumneavoastră și alte televiziuni din Gorj. La un memoriu de 40 de cadre didactice. Pentru că a intrat în conflict cu acele cadre, s-a făcut o analiză la nivel de inspectorat. Dumneavoastră ați avut vreo legătură nu cu schimbarea dumneavoastră? Dar ce treabă să am eu cu dumneavoastră la inspectorat? Și eu m-am dus să pun directori? E atributul inspectoratului școlar, au făcut analiza în urma memoriilor celor 40 de cadre cu care a intrat în conflict, vă aduceți aminte cu lidera de sindicat, nu s-au înțeles și așa mai departe, și de atunci s-a propus schimbarea dumneavoastră. Eu propun directorul și schimb. Bun, și a doua problemă cu problema politică. Domnul deputat știe foarte bine ce înseamnă un om care trebuie să facă politică. Domnișoară, când ești într-un partid și la fiecare ședință de Consiliul Local, înainte cu o zi, noi biroul permanent local, n-a dat-o fugarul afară, a dat biroul permanent local din 15 voturi, a fost vot secret, 15 voturi, de nu discutăm, nici n-avem ce discuta aceea, că nu eu sunt cel care decid. Vreau să vă spun un lucru. Am discutat în fiecare birou permanent local toate proiectele de hotărâre care erau puse pe ordinea de zi. Ori dacă ești un politician, te supui deciziei luate de birou permanent local și votezi, exact așa, te supui majorității. Aia înseamnă o democrație într-un partid. Pentru că au fost proiecte de hotărâre privind creșterea prețului la salubrizare în Târgu Cărbunești. Ceea ce atingi buzunarul oamenilor, iar serviciile nu sunt de calitate. 2. Creșterea prețului la canalizare. Canalizare care nu e autorizată, care nu funcționează, care dejecțiile curg printre blocuri și așa mai departe. Care este implicarea doamnei Pandia în aceste probleme? Toate aceste decizii au fost luate de biroul permanent local ca toți consilierii locali ai Partidului Democrat Local să voteze împotriva acestor scumpiri. Ori tu te duci și faci front comun cu PSD-ul și cu USL-ul, cu PNL-ul. Dar consilierii dumneavoastră nu au libertatea de a alege? Ba da, dar în momentul în care ești într-un partid, într-un birou politic, te supui majorității. Sunt și lucruri care mie nu-mi convin. Da? Dar în momentul când jumate din biroul ăla permanent județean ia o decizie, îmi convine, trebuie să mă supun deciziei. Dar și trebuie să votez în cunoștință. Să știți că așa se procedează și în Parlamentul României, așa se procedează și în Consiliul Județean. De ce mai sunt voturile acestea individuale, personale? Ar putea să vină fiecare reprezentant al unui partid și să spună grupul PSD are atâtea voturi pentru, grupul PDL atâtea voturi împotrivă. Așa se fac negocierile. În politică așa se fac proiecte de hotărâre. Se fac niște negocieri, într-adevăr, în culise acolo. Însă fiecare om are
beneficiază de liberul arbitru. Fiecare om poate decide în momentul în care ești dacă este corect sau nu, din punctul în care de ești vedere. Independent, da, faci ce vrei. În momentul în care ești pe o listă a unui partid politic, indiferent care e partidul respectiv, poți să fii de la orice partid. Te supui deciziei luate de partid. Și dacă decizia luată de partid ulterior asta se dovedește a fi una greșită... Nu-ți convine, pleci. Așa cum s-a întâmplat și cu aceste plecări. Ce poate, să le fac eu la viceprima dacă au plecat? Sau domnul, sau domnul deputat ce să le facă la și tira? A considerat că decizia dumneiei este cea corectă. Aceea de a vota invers decât votează partidul. Ai libertatea ca în cadrul acelei ședințe de birou permanent local unde participă 20 de persoane, nu participă 4 consilieri locali. Plus consilierii locali. Ai libertatea de a te exprima. Să spui, să-ți motivezi, să spui, domne, uite, nu mie nu-mi convine aia. Dar să nu spună mie cineva. Eu apreciez și vreau să vă spun că e un lucru bun acolo. Acum domnul Mazilu trebuie să stea liniștit. A mai câștigat din învățământul de la Cărbunești. Și toate încă 100 și ceva de voturi în plus pe lângă care le avea acolo la Cărbunești. Deci e un lucru liniștitor. Sigur, acum, ca să mai vorbim de plecările astea, sunt și niște lucruri interesante. De exemplu, cei de la PDL au încercat acum să ia și președinții de organizații. De exemplu, la Ciclenii a luat la PDL președintele de organizație de la PNL. Președintele organizației PDL de la Ciclenii era primarul în exercițiu și viitorul candidat. Ce să înțelegem noi? Că nu era bun de președinte al organizației, dar este bun de candidat. Sunt niște lucruri extrem de curioase acolo, deci, domnul, și vreau să vă spun că eu în situația de la Ciclenii, da, mă lăsați să termin, da, că, vă rog, mult, dar că știu că aveți explicații deosebite, dar sunt niște lucruri pe care oamenii din Ciclenii, da, nu mai puțin. Dar vreau să vă spun că, sigur, am găsit o soluție extraordinară acolo care ne avantajează formidabil, pentru că domnul Dian Popescu, președintele PNL-ului, l-a desemnat ca președinte interimar pe domnul Rebedia, cel care a candidat din partea PNL-ului și care a luat acolo 500 de voturi. Deci, datorită lui, au fost și scoși cei 4 consilieri cu care se lăuda domnul președinte de acolo, de la Ciclen. Deci, sunt și mișcări extrem de interesante, cum e și mișcarea de la Vladimir, care ne bucură pentru că acolo o să câștige viceprimarul, l-a dat afară din director, acolo nu mai e, acolo nu l-a dat afară din director. Pe cine a dat afară? Pe viceprimar? Da. Pe viceprimar l-am dat noi afară din director, pentru că era viceprimar, cum să, domnul deputat? L-ați dat afară din director. Domnul deputat, nu e adevărat, de rest că nu știți. Nu e adevărat. Nu știe presa. Nu știe presa, ce să știe? Dacă e viceprimar, cum să fie director? O ultimă întrebare mai am. Cum să fie director, domnul deputat? Presa a scris. De negocieri cu președinți, cu lideri, astfel de negocieri cu lideri ai partidelor s-au purtat și la nivel mai înalt și când spun asta mă refer la nivelul organizațiilor județene. PSD-ul a încercat să curteze pe președintele Partidului Democrat Liberal pentru că în presă au existat astfel de dezvoluri pe domnul Rușel. Personal astăzi, domnul Cărin Noiu, personal, ascultați-vă și puteți să o verificați. A fost la un primar al PDL-ului. Întrebam dacă la domnul Rușel s-a încercat. Deci e posibil să-l și ia pe acel primar. Dar din invers de vedere, PDL-ul. Din punctul meu de vedere, când l-a ajutat PDL-ul pe acel primar, Dumnezeu... La cine vă referiți? Puteți da un nume? Sau dați-mi localitatea. Nu, dar domnișoara se referea dacă s-a fost contactat domnul președinte Rușet să vină la USL. Asta dacă dai o informație pe care probabil știți. Știți asta, da sau nu? Păi aveți dumneavoastră cum știți. V-am întrebat pentru că în presă au existat și astfel de informații. Adică ce? Că a discutat domnul președinte cu conducerea USL-ului? Da sau nu? Nu. Nu. Domnule deputat, așa, poate, invers, PDL-ul a încercat să-l coopteze pe domnul Cârciumaru, pentru că și eu încă o dată vreau să vă spun o chestiune. Foarte scurt, vă rog. Scurt. Au fost foarte multe comentarii, foarte multe, dacă vreți, pe surse, informații,
Domnul Cârciumaru a declarat-o foarte, foarte clar după toate declarații, după tot ce s-a scris în presă, că dumnealui candidează pe listele USL-ului pentru primăria municipiului Târgu Jiu și s-au încheiat discuțiile. Nu mai, ați mai auzit de atunci vreo speculație prin care să, sau vreo informație prin care să spună că domnul Cârciumaru pleacă de la PSD? Nu. Deci sunt normale, sunt firești, probabil că eu vreau să vă spun, sunt convins că Rușeț nu întâmplător. Eu sunt convins că Rușeț nu întâmplător a declarat că nu va părăsi PDL-ului, pentru că probabil pe surse s-au aruncat pe undeva niște informații. Dar nu, da, nu este. Vă mulțumesc adevărat foarte mult, din păcate nu mai avem spațiu. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem luni de la aceeași oră, până atunci numai bine.